Vă salut, dragi prieteni și abonați ai canalelor noastre! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în număr din ce în ce mai mare. Pentru astăzi v-am pregătit un material interesant, aproape că incredibil. Este vorba despre povestea unui tânăr din România care a dispărut lângă insula Șerpilor și a reapărut după 37 de ani într-un golf canadian. Lindenfeld, un sat german izolat în munții Semenic, situat la 23 de kilometri de Caransebeș, nu a scăpat de furia regimului comunist, regim care i-a lăsat pe locuitorii satului fără locuri de muncă și i-a izolat total de civilizație. Câmpul Cutei, așa cum se traduce în română numele satului, este un sat de munte din județul Caraș-Severin, ridicat de coloniștii germani în anul 1828. Avea câteva zeci de gospodării, însă devenise un etalon de organizare pentru toată România. De la biserica din mijlocul satului porneau periodic celebre partide de vânătoare. Odată cu instaurarea regimului comunist, au început să apară necazurile. Germanii din România erau considerați în bloc dușmani, iar autoritățile statului tratau cu indiferență satul. Drumul s-a deteriorat tot mai mult, locuitorii satului rămânând izolați de lume. În sat se mai putea ajunge doar pe jos sau cu căruța trasă de cai. Condițiile grele de viață, iernile aspre și căile de acces devenite extrem de dificile au determinat gospodarii din zonă să ia drumul pribegiei, începând cu anii 80. Aici, în anul 1980, mai trăiau aproximativ 160 de suflete. Satul s-a depopulat complet, mai ales după 1990, când majoritatea sătenilor au emigrat în Germania. Un singur localnic, Hans, nu a vrut să-și părăsească satul și a locuit singur în câmpul Cutei până în 1998. A murit în toamna acelui an, în Caransebeș, la vârsta de 83 de ani, fiind accidentat de o mașină în timp ce ducea la poștă o scrisoare pentru rudele din Germania. Am aflat mai târziu de la ciobanii din zonă care locuiesc în câmpul Cutei pe timpul verii că Hans nu a vrut să părăsească satul niciodată, deși soția lui murise în 1982. Hans a fost căsătorit cu Clara și la scurt timp cei doi au avut un copil pe care l-au numit Albert. Anii au trecut și copilul a crescut. Învăța într-o clasă simultană, 1-4, condusă de un singur dascăl, care mai avea și sarcina de a învăța pe copii limba română. Chiar în aceste condiții precare de școlarizare, Albert era un elev model, cu o inteligență mult peste media celorlalți copii. Părinții nu au mai avut posibilitatea să-l țină în școală, așa că l-au pus pe lângă casă la muncă. Hans mergea de două ori pe lună cu căruța la piață în Caransebeș, unde comercializa produse de casă, precum pastramă, cârnați, pâine și rachiu, iar până seara se întorcea acasă. De fiecare dată lua pe Albert cu el ca să-l ajute. În 1980, Albert devenise flăcău și, în incursiunile sale la oraș împreună cu tatăl său, o cunoscuse pe Minodora, de care se îndrăgostise. Era o dragoste ascunsă, pentru că în rândul etniei germane, a oamenilor din satul său, niciodată nu a avut loc o căsătorie mixtă. Deci nu se punea în discuție ca cei doi să fie împreună. Anii la rând vorbeau pe ascuns și își făceau planuri. Singura șansă ca cei doi să rămână împreună era să fugă din România, un lucru aproape imposibil în acele vremuri. Din vorbă în vorbă aflaseră că mulți români treceau Dunărea cu barca sau înnotând în regiunea geografică cunoscută sub numele de Defileul Dunării sau Clisura Dunării, parte componentă a parcului natural Porțile de Fier. În unele locuri, Dunărea fiind mai îngustă, aproximativ 230 de metri, îngreuna navigația. Prin zonele Balota, cazanele mari sau cazanele mici, era locul cel mai bun pentru fuga din țară.
Te auzea că era destul de riscant, însă tinerii habar nu aveau că sute, chiar mii de români, plătiseră cu viața în încercarea de a scăpa de România lui Ceaușescu, traversând frontiera în Iugoslavia. De-a lungul timpului, această frontieră s-a dovedit a fi una dintre cele mai sângeroase granițe ale Europei. Pe timpul verii, în special pentru înotătorii buni, bătrânul Fluviu nu era o problemă. Își puneau hainele în sacii de plastic, pe care îi legau de brâu cu sfoară, și foloseau camere de autovehicule, colaci sau veste de salvare. Totul era să nu fie văzuți de grăniceri. Pe timpul iernii se ungeau cu 3-4 tuburi de revulsin, un vasodilatator, pentru a li se încinge pielea și îmbrăcau costume de izopren, ca cele ale scafandrilor. Exista în zonă o călăuză care ajuta tinerii să treacă frontiera. Fugarii, odată ajunși în Iugoslavia, nu erau trimiși în România. De aici, ei luau calea Occidentului. Pentru fiecare fugar, statul iugoslav primea o sumă considerabilă de bani din Occident. Această călăuză era foarte sigură, spre deosebire de celelalte călăuze care nu jucau corect. Deși primeau pentru un singur transport între 7.000 și 10.000 de lei, adică echivalentul a 5-6 salarii din acea vreme. Mulți dintre cei care voiau să fugă erau vânduți securității, fie pentru protecție, fie pentru că erau ușor de șantajat. De altfel, securitatea avea un serviciu special pe linia transfugilor, iar rețeaua de informatori era foarte bine pusă la punct. Odată stabilit planul, în vara anului 1982, în luna iulie, Albert și Minodora au pus la cale fuga prin intermediul călăuzei cu nume de cod Costel. Acesta era un fost ofițer al armatei române, veteran de război. Își pierduse fiul care, în dorința de a scăpa de sub jugul comunist, a încercat să treacă Dunărea în not pe la Balota, Mehedinți. A fost împușcat mortal de grăniceri și de atunci nu l-a mai văzut niciodată. Costel își făcuse un hobby în a ajuta tinerii să fugă din țară, fără să le ceară niciun onorariu. De fiecare dată spunea să fie primit de Adrian al meu. În după amiaza acelei zile de vară, Albert, care venise ca de obicei cu tatăl său la Caransebeș, s-a făcut nevăzut împreună cu Minodora. Cei doi s-au urcat într-un tren marfar și au reușit să ajungă la Balota, unde au fost preluați imediat de Costel, conform planului. De aici au mers la călăuza acasă. Costel locuia aproape de malul Dunării. La ora 1 noaptea i-a luat pe tineri și i-a urcat într-o barcă cu vâsle. Era întuneric beznă, cerul fiind înnorat. Se auzea doar clipocitul apei. Călăuza vâslea ușor spre malul celălalt al Dunării. Vorbea în șoaptă și îi încuraja pe tineri, spunându-le că în curând vor fi liberi. Pe malul sârbesc al Dunării se vedeau lumini, iar pe malul românesc era beznă. Erau luminile libertății la care visau mii de români. Deodată pe malul românesc se aprinse un reflector și o voce puternică strigă: "Stai, stai că trag!" Costel a încremenit și s-a oprit din vâslit. După câteva zeci de secunde, a început să vâslească vânjos spre sârbi, fără să mai țină cont de atenționările grănicerilor. Atunci s-a auzit primul foc de armă, după care a urmat o primă rafală. Un glonte a lovit-o pe fată în spate și i-a străpuns inima. Albert, disperat, a prins-o pe Minodora în brațe, urlând sfâșietor. O nouă rafală de gloanțe s-a abătut asupra bărcii și Costel a căzut și el răpus din barcă. Un glonț lovise în cap. Albert simți o căldură în piept și s-a prăbușit și el în apele Dunării, ținându-și iubita în brațe. Pe albia Dunării a rămas doar barca în derivă. Era o liniște morbidă, caz închis pentru grănicerii români. Convenția despre regimul navigației pe Dunăre a fost semnată la Belgrad la 18 august 1948 de către Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Republica Populară Bulgaria, Republica Ungară,
Republica Populară Română, Republica Sovietică Socialistă Ucraina, Republica Cehoslovacă și Republica Federativă Iugoslavia. Potrivit convenției, navigația pe Dunăre a fost liberalizată și deschisă supușilor, vapoarelor comerciale și mărfurilor tuturor statelor pe picior de egalitate în ceea ce privește drepturile portuare și taxele asupra navigației, precum și condițiile cărora este supusă navigația comercială. La aproximativ 30 de minute de la tragicul incident, a trecut prin zonă o navă comercială sârbească. Comandantul navei, Goran, a văzut barca plutind pe apă și a dat ordin să se aprindă reflectoarele în speranța salvării de vieți omenești. După câteva minute de căutări, marinarii au văzut un corp uman plutind pe apă. L-au pescuit și l-au adus la bord. Era Albert. Avea o gaură de glonț în umărul stâng, puțin deasupra inimii. După primele intervenții medicale, Albert a început să își revină. Comandantul Goran era un om bun, care salvase, de câte ori avusese ocazia, viețile tinerilor care îndrăzneau să fugă din România. Albert s-a bucurat de simpatia comandantului Goran și a beneficiat de ospitalitatea acestuia fără a fi predat autorităților. În câteva luni, rana i s-a cicatrizat, însă Albert nu-și mai amintea nimic din ce i se întâmplase și nici din trecutul său. Între timp, Goran îl botezase și îl striga Ștefan. Așa era cunoscut de tot echipajul vasului. Ștefan a petrecut mai bine de 2 ani pe nava lui Goran, fiind protejat de toți marinarii de pe vas. Comportamentul său era oarecum bizar, însă câștigase simpatia întregului echipaj, deoarece Ștefan era extrem de săritor, de priceput și de atent. De dimineața până seara era omniprezent pe tot vasul. Ajuta necondiționat pe toată lumea. Era foarte sociabil, mereu cu zâmbetul pe buze, gata să dea o mână de ajutor. Era îndrăgit de toți. Este cunoscut faptul că la data de 4 februarie 1948, la Moscova, primul ministru al Republicii Populare Române, dr. Petru Groza, și ministrul de afaceri externe al URSS, Vyacheslav Molotov, au semnat protocolul referitor la precizarea parcursului liniei frontierei de stat între România și URSS. Protocol care, deși se referea la Tratatul de Pace din 1947, stabilea împotriva prevederilor acestui tratat că insula Șerpilor, situată în Marea Neagră la răsărit de gurile Dunării, intră în componența URSS. În august 1949, nave militare sovietice au debarcat pe insulă, au arestat grănicerii și paznicii români și i-au debarcat în orașul Sulina. Imediat după ocuparea insulei Șerpilor, sovieticii au început să construiască aici o bază militară de supraveghere maritimă și aeriană, prevăzută cu antene radar. În mai multe rânduri, pescarilor români care au fost surprinși de furtună pe mare, nu li s-a permis să se adăpostească pe insulă, fiind respinși de către autoritățile militare sovietice, incidentele încheiindu-se de multe ori cu victime. În anul 1982, într-una din cursele maritime, având ca destinație portul rusesc Odessa, în apropierea insulei Șerpilor, vasul capitanului Goran a fost somat să acosteze. Se apropiase prea mult de insulă. Imediat, capitanul s-a supus ordinului primit și nava a încremenit. La scurt timp, o patrulă de coastă alcătuită din 10 soldați ruși a sosit în apropierea navei, somând pe capitan să se supună controlului. Goran nu a opus rezistență, nici nu ar fi avut cum. Cu rușii nu glumeai. Odată urcați pe navă, soldații ruși au cerut să verifice personalul navei, toți fiind aliniați pe puntea vasului pentru confruntarea identității. Goran era uluit. Era marinar cu multă experiență, însă nu mai trecuse printr-o astfel de situație. A aprobat, dând din cap în timp ce se gândea cu groază la Ștefan, care nu era pe puntea navei.
După verificarea identității marinarilor, soldații ruși s-au împărțit în trei grupe, urmând să inspecteze nava. Atunci, din spatele unui container, ca o nălucă, a ieșit Ștefan și a sărit peste bordul navei plonjând în apă. Goran și echipajul au rămas înmărmuriți. Soldații ruși, luați prin surprindere, au alergat spre acea zonă, pregătindu-se să tragă în fugar. Însă, în acel moment, s-a înfăptuit o minune. La circa 20 de metri de navă, a apărut un pâlc de lumini ciudate. Erau ca niște flăcări multicolore, care păreau că dansează și se îndreptau cu rapiditate spre navă. Soldații, speriați, au făcut un pas înapoi. Acel pâlc de lumină s-a stins brusc după ce l-a înhățat pe Ștefan. Acesta nu a mai apărut, parcă îl înghițise apa. De îndată a fost activat codul roșu de urgență. Rușii au anunțat KGB-ul și, la scurt timp, două elicoptere au sosit la fața locului. Goran și întregul echipaj au fost anchetați timp de o săptămână, după care au fost predați autorităților sârbești. Nu s-a mai auzit niciodată despre acest eveniment. Mai întâlnești din când în când câte un marinar bătrân, la cafenelele din portul sârbesc Kladovo, care, după ce bea câteva voci, povestește despre această întâmplare bizară mai mult în șoaptă, de teamă să nu fie auzit de persoane nepotrivite. În rest, tăcere. Și totuși, recent, undeva în zona golfului Hudson, în nordul Canadei, un pescar bătrân a găsit un tânăr zăcând pe țărm, aproape înghețat. Apa golfului este mai puțin sărată decât media oceanului planetar. Aceasta se datorează evaporării reduse, deoarece golful este înghețat în cea mai mare parte a anului, a portului mare de apă dulce prin râuri și a legăturii limitate cu oceanul Atlantic și salinitatea sa mai ridicată. Deși este navigabil, golful Hudson nu a prezentat o importanță prea mare pentru navigație, cu excepția perioadei de la sfârșitul secolului al XVII-lea, când a servit ca poartă de intrare pentru explorarea Canadei centrale și de vest. Bătrânul pescar l-a luat pe tânăr și l-a dus la el acasă. După ce și-a revenit, tânărul a fost întrebat de unde vine și cum îl cheamă. Acesta a răspuns că îl cheamă Albert și că este originar din România, din satul Lindenfeld. Tânărul nu părea să aibă mai mult de 22 de ani. Dragi prieteni, sunt Claudia Mesea Paraschivescu și v-am relatat un caz bizar documentat de George Hodorogea. Eu vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și vă aștept cu drag și cu noi reportaje și data viitoare. Pe curând!